Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. O să vă spun cât de bucuros sunt să fiu, să fi fost și azi și ieri aici la București, pe lângă marea bucurie de a fi la părtășie cu voi, de a găsi o biserică frumoasă și dinamică și mă rog ca Dumnezeu să vă țină în ravul pe mai departe. Marea mea bucurie a fost azi când m-a sunat nevastă mea și mi-a zis: Dorel, nu, acum ce mă fac, ce cadouri cumpăr la copii? Zic, e treaba ta, nici nu mă interesează. Ei, pentru mine cea mai stresantă perioadă a anului, nici nu știu ce să cumperi, e și o agitație și un freamăt în micul nostru, comparativ cu București, oraș Oradea, e așa un mic cartier, dar până și la noi deja e o aglomerație infernală. Și am zis, ce fain e că pot să fiu aici cu voi, să mă gândesc la cele sfinte. Și mi-am binecuvântat nevastă de la distanță. I-am zis, Domnul să-ți dea lumină și înțelepciune. Mă bucur să pot să fiu liniștit, să pot să vă împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu în seara asta și dacă nu vă cer prea mult, să vă rog să vă ridicați în picioare. Citim cuvântul Domnului și mulțumesc lui Alin pentru că mi-a dat libertate, slobozenie să citesc de unde o zis el, cred că e potrivit. Vreau să citesc despre doi oameni cu totul special, despre care trebuie să recunoaștem, vorbim mai puțin sau mai rar, dar de regulă oricum asociat cu perioada asta. Și vom găsi în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, începând cu versetul 25, pagina în Sfintele Scripturi 988. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25. Și cuvântul Domnului spune așa: Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum, slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Vă invit să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu. Celor care au fost aseară, le-am făcut o scurtă introducere despre numele meu frumos, Dorel, care e un nume foarte semnificativ în România. Nici nu se putea unul mai potrivit. Probabil că atât s-a putut să citesc pe un clasic în viață, la vremea respectivă, dar cumva puțin frustrat de numele ăsta meu de reclamă, m-am gândit totuși că numele meu de familie, Coraș, sună mult mai bine. Nu știu, sună bine. Și am zis, măcar ăsta, unul din două totuși. Și vreau să vă spun că am făcut niște cercetări din astea etimologice, să văd, dom'le, de unde vine numele Coraș, să văd probabil și sorginta mea, de pe unde mă trag, așa, ca origine. Vreau să vă spun că
cercetările mele m-au descumpănit și m-au și speriat puțin, pentru că sunt două variante mari și late. Numele de Coraș, se pare că ar fi vorba despre două mari variante. Una e bulgărească și cealaltă e ungurească. Și am zis, tu l-ai, Doamne. Ca orice ardelean, am zis, tu l-ai, Doamne. Adică și Dorel și... Prima variantă bulgărească s-ar părea că e vorba de undeva de niște o familie, două familii care au pornit de la Vidin, de la sud de Dunăre și au plecat în zona Transilvaniei în mijlocul secolului XIX. A doua ungurească, Coroșvaroș, țara Crișurilor. Și am zis, ioi. Acum, însă, pe de altă parte, vă spun sincer, deși am citit chestia asta despre originea mea și am zis, totuși n-are cum, bă, zic că sunt român 100%, 100% sunt român. Și o să vă spun de ce. Pentru că sufăr de o chestie de care numai românii suferă. Suntem curioși. Dom'le, românul e curios. Și una dintre marile mele pasiuni, trebuie să recunosc, este aceea de a citi statistici, sondaje de opinie. Îmi plac cifrele, îmi place să citesc anumite concluzii. Ei, curiozitatea asta a mea care, să știți că uneori dă niște rezultate bune în cercetare, m-a făcut să descoper în urmă cu ceva timp un sondaj de opinie făcut de unul dintre cei mai mari profesori de sociologie din Marea Britanie. Numele acestui profesor este William Marston și omul acesta, în urmă cu mai mulți ani de zile, a făcut un sondaj de opinie, peste 3.000 de oameni au fost sondați și li s-a pus o singură întrebare. Și întrebarea aceasta a fost următoarea. Pentru ce trăiești? Trebuie să recunosc că dintre toate sondajele de opinie, toate întrebările pe care le-am auzit vreodată în anumite cercetări sociologice, întrebarea asta mi s-a părut cea mai adâncă. Aparent banală, dar profundă în același timp. Gândiți-vă că mai bine de 3.000 de oameni din diferite categorii sociale, și bogați și sărași, și cu multă școală, și cu mai puțină școală, adică trebuie să există o diversitate în zona asta, peste 3.000 de oameni, dragii mei, au răspuns la întrebarea pentru ce trăiești? Întrebarea e foarte adâncă și interesantă. Răspunsul, trebuie să recunosc, este că m-a șocat. După câteva luni de zile când a centralizat toate răspunsurile acestea, vreau să vă spun că 94% din cei peste 3.000 de oameni sondați în cadrul acestei cercetări sociologice au răspuns așa, habar n-am. 94% din peste 3.000 de oameni la întrebarea pentru ce trăiești au răspuns habar n-am. Nu știm. M-am gândit, vă spun sincer, ce-ar fi dacă aș face eu o cercetare din asta sociologico-teologică în biserică? Ce-ar fi, m-am gândit, dacă într-o duminică le-aș da surprize fraților și surorilor din biserică, aș pune niște urne de vot ca la alegeri și aș pune pe toți să meargă, să nu-i vadă nici nevasta, nici socra, nici nimeni altcineva, i-aș pune efectiv să meargă fiecare pe rând, în frunte cu mine. Și sub protecția anonimatului, fiecare dintre din oamenii din biserica, nu alte biserica pe care o slujesc. Aș fi fost tare curios să văd ce fel de răspuns ar fi dat oamenii din biserică. După 20 de ani de pocăință, după 11.000 de predici ascultate, aș fi fost foarte curios să văd ce răspund oamenii când sunt doar ei cu ei. Pentru că dacă ar fi să întreb pe cineva, fiți pe pace, nu o să o fac, nu vreau să dau o aritmie cardiacă cuiva în seara asta, dar dacă ar fi să iau probabil pe cineva de aici din biserică, frate sau soră, uite, te întreb pe tine, din rândul, tu pentru ce trăiești? Sunt fer convins că noi ne-am specializat evanghelicii de o vreme încoace în replici. Sunt fer convins că m-aș alege cu genul de replică pe care și probabil și eu aș da-o, că sună bine. Pentru mine, după cum spunea Sfântul Apostol Pavel, a muri e câștig și a trăi Hristos. Dar vedeți dumneavoastră, Dumnezeu în seara asta nu are nevoie de replicile noastre. Dumnezeu, dragii mei, nu are nevoie de citatele noastre. Dumnezeu în seara asta, cred că ne întreabă în mod serios pe fiecare dintre noi, tu pentru ce trăiești? Probabil că e o întrebare la care vreau să reflectăm în seara asta. Știți de ce? Pentru că există două zile fundamentale în viața oricărui om. Există două zile absolut fundamentale în viața oricărui om. Prima dintre ele este ziua în care te naști și a doua e ziua în care afli pentru ce te-ai născut.
Ziua în care te naști și este ziua mai apoi în care afli pentru ce te-ai născut, în care înțelegi care este scopul existenței tale pe pământ. A fost o zi, dragii mei, în viața acestui om pe nume Simeon, într-o perioadă grea spirituală. A fost o zi în viața acestei prorocițe pe nume Ana, de 84 de ani în vârstă, care zi și noapte nu se depărta de templu. A fost o zi, dragii mei, când oamenii ăștia au înțeles pentru ce s-au născut. Și această întâlnire a rolului cu Dumnezeu, această conștientizare a existenței lui Dumnezeu și a trăirii lor, a imprimat în viața lor un sens pentru care merită să trăiești. În seara asta aș vrea să învățăm împreună de la doi oameni, culmea, aflați undeva în amurgul vieții, bătrâni amândoi, în vârstă dacă vreți, de la doi oameni trecuți de mult de tinerețe. Aș vrea să învățăm în seara asta pentru ce merită să trăiești. Pentru că Simeon și cu Ana ne dau o lecție în seara asta celor care suntem aici. Și de la ei, dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu prin cadrul Sfintelor Scripturi, vreau să învățăm și să răspundem, dacă vreți, și o întrebare. Pentru ce merită să trăiești? Și primul răspuns, dragii mei, este acesta. Din viața celor doi și conform principiilor din Sfânta Scriptură, primul răspuns la întrebarea pentru ce merită să trăiești este acesta. Merită să trăiești o viață întreagă, nu părți, nu frânturi. Merită să trăiești o viață întreagă de sfințire pentru întâlnirea cu o persoană specială. Merită să trăiești o viață întreagă de sfințire, cel dacă veți, în sfințenie, pentru întâlnirea cu o persoană specială. Acum, dragii mei, când vine vorba despre sfințire, noi avem o perspectivă folclorică și una există biblică pe de altă parte. De prea multe ori, în imaginea noastră, sfinții sunt o categorie inabordabilă, care nu prea mai trăiesc pe pământ. Dar, dragii mei, în conformitate cu Sfânta Scriptură, sfințenia, dragii mei, este ceva ce fiecare din noi suntem chemați și putem să trăim realistic pe acest pământ. Pentru că sfințirea, dragii mei, presupune o dublă, dacă vreți, punere deoparte. Asta înseamnă biblic sfințenia. Înseamnă o dublă punere deoparte. Odată, dragii mei, Dumnezeu ne pune deoparte pentru El și mai apoi, dragii mei, vine partea noastră în care noi ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Dar atenție, prima inițiativă este a lui Dumnezeu. Uitați-vă, probabil, cel mai clasic exemplu, 1 Corinteni, capitolul 1. Acum, Apostolul Pavel scrie epistola aceasta unei biserici în care era foarte contestat, în care și-s partide, în care de toate, da? De tot pentru toți, am zice. Dar fiți atenți ce spune Apostolul Pavel acolo, 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 2, și spune așa, către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint. Eram în locul lui Pavel, așa aș fi pus o mustrare de la început. Dar Duhul Sfânt călăuzește scrierea lui Pavel și auziți ce spune omul ăsta. Către cei care, fiți atenți la verbe aici, au fost sfințiți. Au fost sfințiți. Adică e o acțiune împlinită, deja la timpul trecut. Ce spune Pavel? Către cine? Către aia din Corint? Cum să-i numești pe aia sfinți? Că noi știm. Noi știm ce făceau ăia în Corint. Noi știm ce probleme sunt în Corint. Și cu toate astea auziți ce spune Duhul Dumnezeu prin Apostolul Pavel, către cei care au fost sfințiți în cine? În Hristos Iisus. Pentru că prima dimensiune a sfințeniei înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu, nu în baza meritelor mele sau ale tale, ci Hristos în baza jertfei Lui ne-a pus deoparte. Dar atenție, vine și partea cealaltă. E o dublă punere deoparte sfințenia, să fii pus deoparte de Dumnezeu, dar spune aici, fiți atenți, e un prezent continuu. Chemați să fie sfinți. Și aici e partea ta și a mea. Ești pus deoparte, dacă e să definim sfințenia, dragii mei, aici putem să o încadrăm. A fi sfânt înseamnă să fii o dublă punere deoparte. Te pune Dumnezeu deoparte pentru El, dar trebuie să te pui deoparte și tu pentru Dumnezeu. Uitați-vă la Simeon și la Ana. Sunt doi oameni care în urma întâlnirilor cu Dumnezeu, oamenii ăștia, dragii mei, și-au pus viața deoparte pentru Dumnezeu. Spune versetul 37 despre Ana, zi și noapte.
Zi și noapte, femeia aceasta ce făcea? Sluja lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, cu post și cu rugăciuni. Adică femeia asta și-a pus deoparte timpul, și-a pus deoparte energia, și-a pus deoparte resursele pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Pentru că a înțeles ce înseamnă a fi sfânt. Și dacă merită, dragii mei, să trăim pentru ceva în lumea aceasta, merită să trăim o viață întreagă de sfințenie. Știți de ce? Pentru întâlnirea cu o persoană specială. Și această persoană specială este Iisus Hristos. Gândiți-vă că Simeon și cu Ana, dragii mei, probabil de 20, de 30 de ani îl așteptau pe Hristos. Simeon are o promisiune. Omul ăsta îl așteaptă, dar trăiește o viață în sfințenie. Pentru că spune Biblia despre Simeon, omul acesta, versetul 25, și zice că iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea ce fel de viață? O viață sfântă. Ducea o viață sfântă. A fi sfânt înseamnă o dublă punere deoparte. O altă dimensiune a sfințeniei o vedem tot aici. Spune și imediat după asta, zice că omul ăsta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Pentru că a fi sfânt, frați și surori, prieteni dragi, comportă și dimensiunea asta, să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Asta înseamnă să fii sfânt, să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Ascultați-mă, omul ăsta, Simeon, care e un om sfânt, și uitați-vă cum primul atribut al sfințeniei spune, trăia, zice, și era cu frica lui Dumnezeu. Pentru că pe omul ăsta, dragii mei, îl interesa ce spune Dumnezeu, nu ce spun oamenii. De atât de multe ori noi suntem paralizați, suntem lipsiți de inițiativă pentru că ne este frică de oameni. A fi sfânt din perspectiva lui Dumnezeu, a Scripturilor, înseamnă să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Gândiți-vă puțin, oameni buni, hai să facem gândiți-vă un exercițiu simplu de imaginație, da? Imaginați-vă pe Simeon în 2023-2024, acum imediat. Nu știu dacă dumneavoastră ați prins genul de programe în copilărie, eu le-am prins la biserică, în care după ora de rugăciune, în tot timpul fratele, înainte să plece de la amvon și trebuia să vină echipa a doua, zicea, dacă a fost ceva din partea Domnului și se poate spune, să se spună. Tot timpul la noi se întreba. Și era mai apoi întrebarea asta încă o dată la finalul programului. Imaginați-vă pe Simeon, toată viața a stat undeva pe ultimul rând în bancă, în sinagogă, în biserică, mă rog. Și dintr-o dată întreabă fratele acolo plictisit după ora de rugăciune, dacă a fost ceva din partea, nu prea era oricum pe vremea nimic. Dacă a fost ceva din partea Domnului și se poate spune, să se spună. Și se ridică fratele Simeon. Fraților, miercuri noapte pe la 11, Duhul Sfânt mi-a vorbit și mi-a spus că nu am să mor până când nu o să-L văd pe Mesia. Băieți, pregătiți ședința de comitet că s-a luat o razna. Cam cum credeți dumneavoastră că a fost reacția? Sincer. Dumneavoastră vă imaginați ce a însemnat pentru Simeon să-și asume chestia asta? Să trăiască pentru ea? Pentru că omul ăsta, din momentul acela, toată viața a trăit în așteptarea promisiunii lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Să te consideri alții nebun? Să spună alții că ai luat o razna? Să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu? Să nu fie frică să trăiești o viață întreagă în sfințenie, să trăiești cu frica de Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Legat de sfințenie, dragii mei, mai este un al treilea aspect că vreau să subliniez aici. Sfințenia, dragii mei, presupune, dacă vreți, barometrul sfințeniei, indicatorul sfințeniei e, dacă vreți, relația pe care o avem cu Duhul Sfânt. Relația pe care tu ai cu Duhul Sfânt este indicatorul sfințeniei tale. De prea multe ori noi știți ce credem? Noi credem că asceții sunt oamenii sfinți. Aia care reușesc să postească nu știu cât, aia care au nu știu ce chestii ascetice. Însă uitați-vă, dragii mei, vă rog să vă uitați puțin la Simeon. Odată, relația lui cu Duhul Sfânt. Biblia spune cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta, auziți, el a venit la templu, versetul 27, el a venit la templu mânat de ce? Cine l-a mânat pe Simeon la templu? Duhul Sfânt. Am ajuns, trebuie să recunosc, în viața de slujire în ultimii ani de zile, să văd că pe unii câteodată nu-i trimite Duhul la biserică, ci pe unii duhurile, pe unii mai trimite câteodată. Acum, închidem paranteza, nu insistăm pe subiect. Dar pe omul ăsta, dragii mei, pentru că e un om sfânt, și cine îl mână la biserică? Socra. Bă, dar du-te și tu, mă, odată, la o lună de zile, treci la biserică. Nevasta, nu. Auziți? Pe omul ăsta îl mână Duhul la biserică.
Mai mult de atât, uitați-vă relația lui Simeon cu Duhul Sfânt, versetul 25, spune cuvântul Domnului, Duhul Sfânt era unde? Era peste el. Mai mult de atât, versetul 26, uitați-vă, Duhul Sfânt îi peste el, Duhul Sfânt în versetul 26 vorbește cu el. Duhul Sfânt îi vorbește, îi face o promisiune, nu vei muri, Simeone, până când nu vei vedea pe Mesia. Mai mult de atât, uitați-vă, versetul 34, Simeon îi prorocește Mariei despre Iisus Hristos. Duhul Sfânt vorbește prin el. Duhul Sfânt îl conduce, Duhul Sfânt este peste el, Duhul Sfânt vorbește cu el, Duhul Sfânt vorbește prin el. Pentru că asta înseamnă sfințenia, dragii mei, nu există sfințenie fără de Duhul Sfânt. Toată așeza noastră, toate eforturile noastre sunt zero dacă nu avem o relație reală cu Duhul lui Dumnezeu. Și ce-i frumos, dragii mei? Când Duhul Sfânt te conduce, când Duhul Sfânt este peste tine, când Duhul Sfânt îți vorbește, când Duhul Sfânt vorbește prin tine, auziți, vine o vreme când Duhul Sfânt va vorbi despre tine. Pentru că atunci când evanghelistul Luca, singurul din toți patru, interesant, evanghelistul Luca e cel mai cronologic din toți evangheliștii, e omul care ține cont de detalii în ordine cronologică și este singurul din cei patru evangheliști care atunci când scrie Evanghelia lui, auziți, Duhul Sfânt îi amintește, pentru că toată Scriptura este inspirată de cine? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îi amintește despre, scrie despre Simeon și despre Ana, doi oameni pe care trebuie neapărat să-i menționezi și pe ei. Pentru că atunci când Duhul lui Dumnezeu te conduce, când Duhul Sfânt este peste tine, când Duhul Sfânt îți vorbește, când Duhul Sfânt vorbește prin tine, vine un timp și o vreme când Duhul Sfânt va vorbi despre tine. Pentru că, dragii mei, știți ce văd din viața celor doi? Văd următorul aspect. Pentru ce merită să trăiești? Merită să trăiești o viață întreagă de sfințenie pentru întâlnirea cu o persoană specială. Al doilea lucru, al doilea argument la întrebarea asta, și dacă vezi răspuns, este următorul. Merită mai apoi, dragii mei, și învățăm de la cei doi să trăim o viață întreagă de slujire. O viață întreagă de slujire pentru implicarea ta și a mea într-un plan special. Merită să trăim o viață întreagă. 10 ani, 20, 40, cât Dumnezeu o să ne mai dea pe pământul ăsta, cât o să mai trăim până la ultima suflare a vieții noastre, merită, învăț de la cei doi, să trăim o viață întreagă de slujire pentru implicarea ta într-un plan special. Și planul ăsta, dragii mei, este planul, uitați-vă, al trimiterii lui Dumnezeu, a soluției mântuitoare lumea aceasta care este în persoana lui Iisus Hristos. Dar vreau să vă spun și am găsit aici niște principii legate de slujire pe care trebuie neapărat să le reiterăm în seara asta. Vreau să vă spun clar și dragii mei, o spun cu toată convingerea, nu vizibilitate importantă în slujire, ci responsabilitatea. De prea multe ori noi considerăm, dragii mei, că slujirea e importantă în funcție de cât de vizibili suntem sau nu. Dar vreau să vă spun ce cred din toată inima. Și dragii mei, o spun foarte sincer, nu contează cât ești de vizibil în lucrarea lui Dumnezeu, contează cât ești de responsabil acolo unde te-a pus Dumnezeu. Le spune, na, ți-e ușor acum să vorbești că tu ești pastor, predicator, te mai știe unul altul. Vă spun din toată inima, dacă mi-este dor după niște programe, mie, mi-este dor de programele în care nu se mai trebuie să mai fac nimic. Credeți că e atât de ușor uneori să slujești, să... Știți, toți au cu sărbători fericite, ăștia mi-e trimit de Paști, de Crăciun, mesaje, sărbători fericite, ce fericite, că nu mi-e tăcat a predicat la 3 dimineața încă și nu, Doamne, mai dăm încă, Doamne, mai trebuie ceva. Toți dorm liniștiți, ca pe vremea FNI-ului, știți, toți liniștiți, FNI lucrează pentru tine. Toți dorm liniștiți, mă, tu ești acolo, Doamne, dar nu-i mai trebuie ceva, Doamne, mai trebuie la mesaj, Doamne, nu-i, și mai strici către Dumnezeu să-ți mai dea ceva. Vei spune, a, nu, e ușor să zici. Frații mei, eram în perioada de pandemie și trebuia să zbor undeva în Germania la o evanghelizare. Acum noi în Oradea, de un oraș frumos, mult lăudat, dar noi avem un aeroport, dar n-avem zboruri. E fain, avem un aeroport, numai că n-avem. Suntem sandwich, priși între Budapesta, Cluj și Timișoara, triunghiul ăsta, n-ai nicio șansă vreodată să ai curse de la Oradea, în afară de Tarom. Ei, și acum în perioada aia trebuia să-ți faci testul la COVID, știți, PCR, mă rog, nu știu cum, bine că am scăpat de ele, lăuda să fie Domnul.
Ei, și m-am dus în minte, trebuia să ajung la Timișoara, eram puțin grăbit, păi am uitat de test, mă duc repede în aeroportul din Oradea, că acolo îți poți face test, în 10 minute, 15 avea rezultatul, mi-a probă de, mă rog, salivă, nu mai știu, bun, aștept, zice, în 10 minute aveți rezultatul, perfect, mă duc, stau, număr, eram deja agitat, vai, calculam pe Waze, mă uitam, Doamne, pe unde mă duc să ajung la aeroport. După 12 minute, nu 10, 12 minute, că aștept, sunt în România. Mă duc la ghișeu și spun, nu vă supărați, doamne, erau cu două asistente medicale, mă rog, care făceau, zic, nu vă supărați, zic, că rezultatele testului puțin grăbit, știți, eu trebuie să plec, pierd zborul de la Timișoara. Zice, domnule, 10 minute, știu, dați 12, imediat. Ele mi-au zis 10 minute, dar nu mi-au spus că 10 minute românești, știți că există 10 minute și 10 minute românești, alea poate să fie o oră. Imediat, doamnă, dar știți, imediat, zice, nu vă stresați. Da, ușor de zis. Mă duc înapoi, stau. După încă 4 minute, 16 minute cronometrate, mă duc înapoi. Zic, doamne, aveți rezultatul, că trebuie să plec. Doamne, imediat, doamne, dar mi-a spus și acum 4 minute, uitați-vă, eu pierd zborul, nu știu ce. Acum, se uită femeia la mine, era una dintre te două, am știut că nu-i pocăită, dar ascultați-mă, și-a făcut așa un gest. Dar domnul pastor Coraș, aoleu, nu cumva dumneata ne înveți prin predici că trebuie să avem îndelunga răbdare? De n-avea buletinul în față, mă lepădam de mine, cred că faceți o confuzie, nu să la, nu știu. Bă, oameni buni, eu cred așa, că printr-o predică am mai zis așa, dar ce să mai zici? Oameni buni, așa m-am liniștit instantaneu și am zis, doamnă, zic, nu-i nicio grabă. Uitați, eu mă duc, stau acolo, liniștit. Când vine, nu vă stresați. Eu stau acolo, numai să mă anunțați bine. Bine. Ați văzut că se poate. Oameni buni, de nu trebuia să zbor la, atunci, plecam din aeroport, fugeam de acolo să mă vadă nimeni. Știți, noi de multe ori când ne, băi, fain să te cunoască, uneori nu-i bine să te cunoască oamenii. Pentru că vreau să vă spun ceva, nu vizibilitatea contează. Știți ce contează? Responsabilitatea. Bun, și de ce vă spun asta? Uitați-vă versetul 37, dacă putem afișa. Eu vreau să vă spun, m-am gândit mult la asta. Uitați-vă versetul 37, zice așa Biblia. Ana, fiți atenți, zice, sluja lui Dumnezeu, cu ce? Bun. Știți cum am vrea noi în 2023 să se citească versetul ăsta? L-am rescrie noi puțin. Știți cum am vrea să-l rescriem versetul ăsta? Vă spun. Ascultați. Și Ana sluja lui Dumnezeu având o voce extraordinară. Vă spun cum am citat noi, am parafrazat noi. Când a scos prima ei cântare creștină, în 2 luni de zile a fost numărul 1 în trendingul evanghelic din România. Și-a avut 2 milioane de vizualizări pe YouTube. Când a scos primul ei album, Ana deja o mărs în turneu cu Speranța și Prietenii. Sau ce mai zice? Băi, oameni buni, noi așa am vrea să sune. Bun, hai să zicem că n-avea voce Ana. Să zicem că era însă scriitoare, bună scriitoare, creștină. Și Ana a scris prima ei carte, nu știu, Femeia Înțeleaptă, da? Și a fost bestseller în toate librările evanghelice din România și din diaspora. Și Ana, oriunde mergea, în București, în Cluj, frații se opreau să facă câte un selfie cu ea. Sora Ana, poză să poate, un autograf pe carte. Și de ce? Pentru că în mintea noastră, noi de prea multe ori vedem slujirea cât ești de vizibil. Frații mei, știți ce-mi fost de la Ana? Cu ce sluja Ana lui Dumnezeu? Fiți atenți! Cu post și cu ce? Și cu rugăciune, adică din punct de vedere biblic sunt două lucruri care nu prea trebuie să se vadă. Postul, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Când postești, deci fii atent, tu când postești, fă următorul lucru, scrie pe Facebook, atenție, info, pentru toți prietenii mei, să nu mă chemați la McDonald's până la 5 că sunt post astăzi, după aia ne vedem să recuperăm. Nu? Spune Biblia, nu, tu când postești, cum trebuie să pari? Să pari că ai mâncat de la Dristor în ziua aia, cel mai bun, adică să nu-ți fața aia posomorâtă, vai, că sunt post, nu mai pot. Ca și cum trebuie să-mi pară rău pentru tine că postești. Oameni buni, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai mult de atât, rugăciuni, când te rogi, cum trebuie să te rogi? Bacă-te în odăiță.
Sunt două lucruri, dragii mei, care legat de slujirea Anei, gândiți-vă, pe Ana nu prea știa mulți din biserică. Dar Ana, dragii mei, slujește lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Zi și noapte, femeia asta e acolo în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu o folosește. Știți ce mi se pare foarte important? Că de prea multe ori noi vedem slujirea în termen de vizibilitate, nu responsabilitate. Am un prieten, păstor, are 3 biserici de sector. Și m-am întâlnit cu el în urmă cu vreo 2 ani jumate, mai bine. M-am întâlnit cu el așa lunea, e sabatul pastoral ăsta. Lunea e sabatul pastoral. De acum să știți, pentru fratele Alin, să nu... Și mă întâlnesc cu prietenul ăsta meu, să mai povestim una alta, ne mai despovărăm așa. Și îmi zice, bă, Dorel, tu știi sectorul meu pastoral? Zic, știu. Avea 2 biserici care nu mergeau prea bine, dar o a treia mergea excepțional. Botez, în fiecare am botez cu Duhul Sfânt, extraordinar. Și a zis, bă, Dorel, ieri am aflat de ce nu mai merg lucrurile bine de jumate de an în biserica aia mea. Biserica asta lui, care mergea extraordinar de bine, de vreo jumate de an, efectiv, parcă toate s-au blocat. Și a zis, Dorel, să vezi ce am aflat ieri, ce am descoperit. Efectiv, cu lacrimi mi-a spus. Zic, bă, Dorel, m-am dus după programul de la biserică de dimineață, m-am dus, m-a chemat o soră la ea acasă să-i fac ungerea cu un de lemn. Și mă duc. Zice, nu, m-a rugat pentru sora asta, pace, pace, când să plec, zice, a, frate, zice păstor, numai puțin, hai te rog că vreau neapărat să-ți arăt ceva, bine că ai venit la noi. Și eu zice, dar ce vrei să mai, hai puțin. Și m-a dus undeva într-o anexă, acasă, o biserică de la țară, și a zis, hai să-ți arăt ceva. Și am intrat într-o anexă de la casă și zic, tu știi ce am stat aici? Păi sora, adică mama ei care murise de vreo jumate de an în urmă. Și eu zic, frate păstor, vreau să spun ceva despre mama mea, dar înainte să spun ceva despre ea, te rog să te uiți și să citești puțin. Mi-a dat un căie din ăla mare, studențesc, cam așa. Și eu zic, ce cu el? Te rog să-l deschizi. Și am deschis căietul. Era un căiet uzat, vechi. Și am deschis prima pagină. Și scrie așa, rugăciune de mijlocire pentru biserică. Și pe prima pagină eram trecut eu, rugăciune de mijlocire pentru fratele păstor, trecut numele meu, trecut numele soției mele, trecute numele copiilor mei, la toți. Și acolo vreo 7-8 motive specifice de rugăciune. Am dat pagina următoare, rugăciune de mijlocire pentru comitetul bisericii. Erau toți trecuți cu nume și prenume. Și erau vreo 7-8 cauze, poate chiar mai multe. Pentru armonie, pentru unitate, pentru inspirație, pentru revelație. Și am început, zice, să răsfăiesc pagini. Mai apoi am dat de o secțiune. Rugăciune de mijlocire pentru bolnavii biserici. Oameni buni, erau vreo 10 pagini. Nu așa, era nume, prenume și suferință, boala specifică, de care problemele specifice în amănunt. Deci, când am început să le parcurg, după aia, rugăciune de mijlocire, următoarea secțiune, pentru tinerii bisericii, nume, prenume, la toți. După aceea, rugăciune de mijlocire pentru familie din biserică, toate familiile din biserică, rugăciune de mijlocire pentru vârstnicii biserice, pentru bătrâni, nume, prenume. După aceea, spunea în ultima secțiune, care era și cea mai mare, consistentă, rugăciune de mijlocire pentru oamenii nemântuiți din sat. Toate familiile, toate numerele din sat unde erau oameni nemântuiți. Nume, prenume, copii, tot la fiecare. Erau 10 de pagini și am zis, soră, dar ce-i cu căietul ăsta? A cui? Ăsta, zice, frate păstor, ăsta a fost căietul lui mama. Și o zic, ceea ce tu nu știi și nimeni din biserică nu a știut, e că mama mea, de ani de zile, avea următorul obicei. Luam cina împreună pe la 7 seara, după care avea următoarea vorbă. Să nu care cumva să mă deranjați, numai dacă ia foc casa, în rest n-aveți voie să intrați niciunul în odăița mea, pentru că trebuie să intru să-mi fac slujba. Și a zis, de ani de zile și eu, zice, și urmăream. Știți-vă ce, frate păstor? La 82 de ani,
În ultimele ei luni de viață, și ce făcea? După ani de zile, nu că a făcut-o numai acum, făcea de ani de zile, au zis, începea pe la 7:30, 8, începea rugăciunea de mijlocire. Frate păstor, parcurgea fiecare pagină pe genunchi. De regulă, sub 2:30, 3, nu termina. În fiecare seară până noaptea târziu se ruga pentru biserică. Și a zis, efectiv în momentul ăla, a zis, stai puțin, mama ta a murit cu 50 de ani în urmă, nu? Și a zis, da. Și am putut efectiv să identific timpul aproximativ exact când lucrurile în biserică nu au mai început să meargă bine. Până ne certam noi care la comitet odată n-am avut o neînțelegere. Efectiv nu mai aveam, parcă nu reușeam, am avut ca niciodată după evanghelizări, nu am avut nici măcar un singur om care se pocăiască. Înainte nu a fost așa ceva. Și a zis în momentul ăla, spune cu lacrimi în ochi, prietenă, Dorel, zice, tu ți imaginezi cât de important a fost femeia asta în angrenajul bisericii și nimeni nu a știut, habar n-am avut cât de importantă. Pentru că, dragii mei, adevărul este că dacă avem nevoie de ceva în bisericile noastre, avem nevoie de o astfel de Ana. Avem nevoie de oameni precum femeia aceasta care mijlocesc, de oameni care poartă lupte spirituale, de oameni care stau înaintea lui Dumnezeu, ca noi să putem uneori să stăm în fața dumneavoastră, să avem parte de puterea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Mai e ceva aici, dragii mei, pentru ce merită să trăiești? Merită să trăiești o viață întreagă de slujire, pentru implicarea ta într-un plan special, nu vizibilitatea importantă, ci responsabilitatea. Dar mai există ceva aici legat de slujire. Nu simțurile, dragii mei, trebuie să ne condiționeze slujirea, ci principiile lui Dumnezeu. Nu simțurile, ci principiile. Și acum știu că, de regulă, dacă suntem într-un mediu pentecostal, dacă spui asta, puținii, bă, cum adică nu? Oameni buni, noi mergem prea mult, vreau să mă înțelegeți. E foarte fain să simți, dar de prea multe ori, vreau să vă întreb, mergem prea mult pe ideea asta de a simți ceva, bă, a fost sau nu a fost? Am simțit sau n-am simțit, frate? Noi de multe ori judecăm anumite slujbe și programe din prisma a simțurilor noastre. Vreau să vă spun ceva. Gândiți-vă la femeia asta, la Ana. În perioada respectivă, dragii mei, la 15-16 ani, o tânără era măritată. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că femeia asta a trăit cu bărbatul ei câți ani? 7 ani. Ei, gândiți-vă puțin. Undeva la 22, la 23 de ani, a rămas văduvă. În floarea vieții, când ai planuri de viață, când te gândești să te muți la casă, când te gândești, nu știu, pentru familie, să copii, în mijlocul bucuriei, am zice, tinereții, e căsătorită, e cu soțul ei și gândiți-vă, spune Biblia, că trece printr-o mare tragedie femeia asta, o mare dramă, îi moare soțul. Și știi ce face Ana? În mod normal te-ai gândi, bă, din punct de vedere emoțional, e distrusă, e la pământ. În mod normal te-ai fi așteptat ca Ana să fie revoltată pe Dumnezeu. Să spună, Doamne, dar de ce? Dar nu te înțeleg, nu mai vin la biserică. Doamne, bun, unii pentru puține lucruri, pentru anumite chestii, nu mai vin la biserică. Dar gândiți-vă, Ana, îi moare soțul și în loc să protesteze, în loc să revolte împotriva lui Dumnezeu, știi ce face Ana? Ana trece peste simțuri. Gândiți-vă că a trecut printr-o dramă emoțională femeia asta și cu toate astea, Ana merge mai departe. Și ce spune Biblia? Zice că, auziți, rămasă văduvă. Rămasă văduvă, zice Biblia, că nu se ce. Nu că sunt depărtat de biserică, nu se depărtat de templu. Pentru că femeia asta a înțeles un principiu important. Nu slujesc pe Dumnezeu din prisma simțurilor mele. Îl slujesc pe Dumnezeu din prisma principiilor. Aleluia. Dumnezeu merită să fie slujit. Dumnezeu merită să fie lăudat și proclamat și când simți și când nu simți. Că de prea multe ori, dragii mei, cântărim, măsurăm programe. Țin minte că am avut o seară de rugăciune la un moment dat, am avut o seară de rugăciune și a venit unul și a zis, ce seară, deci a fost nicio prorocie măcar. Adică din punctul lui de vedere, asta a fost, domne, elementul definitor al un program, dacă a fost sau nu a fost, poftim? Că am simțit sau că n-am simțit, că am plâns sau că n-am plâns. Domne, am simțit, dacă nu... De când mergem atât de mult pe feeling-urile astea ale noastre? Dragii mei, mai presus de ce simțim noi, sunt principiile lui Dumnezeu. Ana s-a ridicat și a mers mai departe la templu. Ana l-a slujit pe Dumnezeu și când inima ei a fost frântă și când nu a avut parte de răspunsurile lui Dumnezeu și când a fost ceață și când a fost greu. Și se mătu mai departe, slujesc pe Dumnezeu. Mă voi închina lui Dumnezeu, indiferent. Indiferent de ce va fi, indiferent de cum voi simți. Voi sluji pe Dumnezeu. Una dintre cele mai mari lecții pe care le-am primit în viața mea legat în zona asta
fost cu ani de zile în urmă, când am fost invitat la o seară de evangelizare, eram chiar la deschiderea săptămânii de evangelizare undeva la noi în Ardeal, în județul Arad, și trebuia să merg la o seară de evangelizare. În biserica respectivă aveam doi prieteni, s-o soție, care slujau pe Dumnezeu la laudă și închinare, erau lideri de laudă și închinare. El era liderul de laudă și închinare la biserici. Și mă sună și îmi spune: Dorel, zice, am văzut că ești la noi la evangelizare peste două săptămâni, și îmi zice: Dorel, dacă, și așa ne vedem mai rar, că nu prea apucăm, dar au zis, dacă poți, nu vii mai repede, programul, nu mai știu, începea la 7, ceva în genul, nu poți veni cu o oră mai devreme să stăm, să ne mai întâlnim și noi mai povestim. Zic, bă, cum să nu, cu tot dragul vin. Și țin minte că m-am dus mai devreme la biserică atunci și m-am întâlnit cu ei, cu el și cu ea, doar că când i-am văzut, mi-am dat seama că ceva nu e ok. Soljeniță, la un moment dat, spunea în Repileagul Gula că omul nu remarcă niciodată cum frământările lui sufletești transpar prin înfățișarea sa exterioară. Și am zis, bă, ce-i cu voi? S-a întâmplat ceva? Sunteți ok? Și mi-a zis, Dorel, a fost ok până de dimineață aproape. Cum adică? Zice, tu știi istoricul nostru. El cu soția lui, până momentul acela, pierduse ea vreo 4-5 sarcini, dacă nu mă înșel, toate, până în primele 3 luni de zile, a pierdut foarte multe sarcini. Și am zis, stai puțin, ok, știu asta, dar zic, sunteți ok, nu? Am fost până, spunea, azi dimineață. Soția lui a rămas din nou însărcinată și spunea, azi noapte, soția mea m-a trezit. Ea era cu capul în pământ, plângea, îl ținea de mână, țin minte, și el mi-a povestit printre lacrimi. Mi-a zis, Dorel, azi noapte m-a trezit și mi-a spus, ceva nu e ok. Și am zis, ce nu e ok? Știu că ești stresată, dragă, totul e bine. Și a zis, ceva îmi spune că nu e ok copilul, sarcina. Și o zi ne-am trezit cu noaptea în cap și ne-am dus la Arad. Am făcut niște investigații și am primit vestea că inima copilului nostru a încetat să mai bată. E mort. Și am zis, stai. Când ați primit vestea asta, acum de dimineață, azi dimineață, până la 3, nu mai știu, stai puțin. Și voi ce căutați la biserică? Eu zis, medicul care trebuie să îi facă o intervenție, ei vine de la Viena, ajunge în seara asta, și o zis că, na, să-l așteptăm. Și am zis, bun, dar voi ce faceți la biserică? O zis, am venit de acolo, de la spital, pentru că noi trebuie să slujim în seara asta. Ce să faceți? Doar el, noi slujim în seara asta. Zic, stai puțin. Cum? Tu o să cânti, tu cu soția ta, voi cântați în seara asta în față? Voi? Și atunci mi-a zis, Dorel, când am făcut legământ cu Dumnezeu, cu mulți ani în urmă, i-am zis Domnului și când e ok și când e ok și când va fi bine și când va fi greu, noi îl vom sluji. Așa că da, nu știu de ce te miră, zis, dar noi vom sluji în seara asta. După aia plecăm la spital. A început programul, m-am dus cu fratele la amvon și când au început să cântă N-o s-o niciodată, împreună cu grupul de laudă și închinare, prima lor cântare a fost Domnul e bun oricând. Dacă treci prin valea morții și sunt umbli în jurul tău, mâna lui te va conduce izbăvit să fii. A promis că nu te lasă singur părțit, pentru că Domnul e bun. Știți care a fost sentimentul pentru mine? Unul dintre cele mai zdrobitoare sentimente trăite vreodată în slujire. Mi-a fost rușine de mine. Mai mult aproape ca niciodată. Știți de ce? Au fost atâtea momente în slujirea mea când, pentru că m-a durut spatele, m-a durut capul, am zis, bă, nu mai pot să vin, nu mai pot să slujesc. Am avut întâlniri uneori cu oameni care așteptau să le dau un sfat și pentru că eram, nu știu, bolnav, răcit, mai tare, am zis, bă, nu vin, știi, las că pe mâine. Efectiv am avut un sentiment de jenă și de rușine, de nimicnicie. Am zis, Doamne, te rog să mă ierți.
iartă-mă, că de prea multe ori am gândit în termen de ce simt. Domnul merită slujitor și când. Dumnezeu merită proclamat și înălțat și joi și vineri și când e aglomerat și când nu e aglomerat, Dumnezeu merită să vin prezența Lui. Pentru că știți ce învăț de la Simeon și de la Ana? Are 84 de ani și asta vine la templu zi și noapte. Pentru că pentru ea, dragii mei, slujirea e importantă și vreau să închei spunându-vă în seara asta că mai există un motiv pentru care merită să trăiești. Merită să trăiești o viață mai apoi întreagă cu speranță. Cu speranța împlinirii unor promisiuni speciale. Pentru ce merită să trăiești? Haideți să rezumăm. Merită să trăiești o viață întreagă, o viață întreagă de sfințire. Și de ce? Pentru că ne vom întâlni cu o persoană specială. Spune Biblia că orice ochi îl va vedea. Ne vom întâlni cu El. Merită să trăiești mai apoi o viață întreagă de slujire pentru implicarea ta și a mea într-un plan special. Nu contează cât ești de vizibil, ci cât ești de responsabil. Nu contează simțurile, ci contează principiile în slujire. Dar mai apoi, merită să trăiești o viață întreagă cu speranța împlinirii unor promisiuni speciale. Auziți ce spune Biblia? Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă, versetul 25, și era cu frica lui Dumnezeu și el ce făcea? Probabil că Simeon avea 70, poate 75 de ani. Ce făcea omul ăsta? Ce făcea pocăitul ăsta? Și ce făcea? Și zice, el aștepta. La 70 de ani să mai ai așteptări, la 75 de ani, ce așteptări să mai ai? Ce-am fi făcut noi în locul lui? Păi ieșeam în drum la 75 de ani, nu știu cum, eu am crescut în mediul rural, imaginez scena asta undeva la sat, da? Imaginez, nu știu, pe un frate de-al nostru ieșind dimineața cu dureri de șale la vecin la Petre. Bă, Petre, ce? Păi bă, nu știi, ne dă ciola cu mărirea de pensie anul ăsta, cu poanele de alea de la Băile Felix, la tratament, la Herculane, ai auzit ceva? Păi nu știu, dar hai că mă uit, că stau pe Realitatea TV toată noaptea să văd, dar o să anunță ceva. Ce aștepta? Mărirea de pensie? Și ce spune Biblia? Că Simeon e în vârstă și auzit, zice, că aștepta mânghierea lui Israel. Păi cum să ai așteptări la 70 de ani, la 84 de ani, să duci la templu să mai ai așteptări? Că de prea multe ori, dragii mei, noi credem că la 55 de ani, 60 de ani am ieșit la pensie și spiritual. Doamne, ne-am rugat, am pozit, acum e vremea altora. La 84 de ani să slujești pe Dumnezeu. La 70, probabil, și ceva de ani, Simeon are așteptări. Ce așteaptă omul ăsta? Hei, eu știu că mi-a spus Duhul Sfânt că nu o să mor. Duhul Sfânt mi-a promis că nu am să mor până când nu-L voi vedea pe Mesia și pentru că eu cred pe Dumnezeu. Eu am așteptări de la Dumnezeu. Eu am așteptări când vin la biserică. Eu am așteptări ca Duhul Sfânt să lucreze. Eu când vin la biserică, fie că-s 30, fie că-s 200, fie că-s 500, nu mă interesează. De eu când vin la biserică, am așteptări mari de la Dumnezeu. Așteptările mele nu sunt de la oameni. Eu aștept ca Duhul Sfânt să lucreze. Pentru că mi-a promis. Simeon are așteptări. Și de ce? Pentru că omul ăsta crede în promisiunile lui Dumnezeu. Și pentru ce merită să trăiești? Merită să trăiești o viață întreagă cu speranță. Dar vreau să vă spun acest principiu pe care nu vreau să-l uit niciodată, dar nici dumneavoastră. În timp ce aștepți împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, nu uita că trebuie să împlinești poruncile Lui. Noi avem facem o dihotomie din asta între promisiuni și porunci. Mi-a promis Domnul, frate, că o să lucreze în familia mea. Și tu ce faci? Aștept. Dar la biserică? Nu, dar aștept ca Domnul să lucreze. Pocăința? Dar aștept. Uite, am 30 de prorocii pe telefon, mi-a arătat unul. De el nu mai vine la biserică decât din Paște în Crăciun. Și tu aștept să se împlinească prorocile. Serios? Și tu nu la biserică? Nu, nu, nu. Pocăință? Nu, Biblie? Nu, post? Nu, rugăciune? Nu. Nu, săraci și cercetat? Nu, nu, da. Domnul mi-a promis. La mulți ani. I-am urat de Revelionul mai devreme. Știți de ce? Vreau să vă spun. Putem să avem promisiuni mari din partea lui Dumnezeu, credeți-mă. Nu o să se împlinească niciodată câtă vreme eu nu împlinesc poruncile lui. Cum așteaptă Simeon promisiunea lui Dumnezeu? Știți cum? Și omul ăsta ducea ce?
o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Ce face Ana? Zi și noapte pe telefon. Zi și noapte slujește lui Dumnezeu. Oamenii care împlinesc poruncile o să vadă împlinindu-se promisiunile. Vă spun asta din prisma propriei mele familie. M-am născut într-o familie, mama pocăită, tata nu. În 1979, când ei s-au căsătorit, niciunul nu erau pocăiți. Mama a venit noră la noi acasă, în sat. Bunicii mei, părinții tatălui meu, se întorseseră la Domnul de vreo 3-4 ani de zile. I-au trecut de la oasa Domnului și au fondat biserica pentecostală din satul nostru, împreună cu alte două familii. Tata era mare, era pe la Timișoara, nici nu a vrut să audă de pocăință, nu a vrut să audă de Biblie. Au zis, bă, nici nu vreau să audă de voi. Și când s-a căsătorit, mama a venit noră la noi acasă. După un an de zile, tata a avut șocul să afle că mami s-a botezat. Au văzut în bunica mea o mărturie extraordinară. Mai rar așa la o soacră să vezi, o noră convinsă de soacră. Dar la mine s-a întâmplat minunea asta în familie. Și din momentul ăla, tati a prins o ură teribilă pe pocăiți. Bă, nu te suport nici pe tine, nici pe maică, pe bunica lui nu a mai suportat-o. Ce-a făcut mami? Mama mea, în ziua când a încheiat legământ cu Dumnezeu, au zis ce a făcut. A zis, Doamne, începând de astăzi, eu mă voi ruga în fiecare zi și de două ori pe săptămână voi posti pentru ca soțul meu să trăiască bucuria pe care o trăiesc eu cu tine. Nu e așa că ne luăm, anul nou vine angajamente, Doamne, promit, rup toată Biblia, să lipesc paginile pe la numere, acolo rămâi blocat până februarie. Mama mea, vreau să vă spun, în 1980 a început să se roage în fiecare zi și de două ori pe săptămână să postească. A avut o singură perioadă de o săptămână când a fost operată la rinichi și a recuperat după aia, când a ieșit, a pus încă două zile în plus să recupereze. A trecut un an, nu s-a întâmplat nimic. Au trecut 4, nu s-a întâmplat nimic. Și mama continua în fiecare noapte, seara să se roage și de două ori pe săptămână post. Și au trecut 10 ani și nu s-a întâmplat nimic. Copilăria mea, țin minte, am fost într-o familie mai săracă și eram în două camere. Copilăria mea era marcată de faptul că mama mea, după ce tata dormea la televizor, mama mea se ducea în bucătărie. Și țin minte și acum strigătele ei în rugăciune, în lacrimi, strigând către Dumnezeu să-L mântuiască pe tatăl meu. Și-a trecut 15 ani și nu s-a întâmplat nimic. Și-a trecut 20 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Și-a trecut 25 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Și mama continua să postească și să se roage. Și-a trecut 30 de ani. Eu eram deja întors la Domnul, eram la teologie. M-am rugat și-o cu râvnă, Doamne, eu știu că-L mântuiești. Eu știu anul ăsta. Și-a mai trecut încă un an. Și-au fost momente când eu am zis, Doamne, parcă împetrit, nu se întâmplă nimic. Au trecut 30 de ani. Au trecut 40 de ani și nu s-a întâmplat nimic. În urmă cu 3 ani de zile, aproape, copiii mei mai mari, Rafael și cu Filip, erau un sat la părinți, la mami și la tati. Eu eram plecat undeva în Irlanda și am lăsat un weekend acolo la ei, la părinți. Duminică dimineața, tata avea un ritual, muzică populară, de când îl știu pe tati. Eu generația traumatizată de tezaur folcloric, nu știu dacă mai țineți minte, nostalgici vrem. Doamna Marioara Murărescu, aia am știut eu în copilărie. Și au zis, era TVR1 și TVR2, de-a ta aveam pe vremea aia, și tati, ca să pot uita liniștit la TVR1, la tezaur folcloric, noi vream desene animate. O zis către mama, deși nu-i suporta pe pocăiți, știi ceva, du-i la biserică. Atât aștepta mami, aleluia, la biserică treceți. Și ca într-un fel a fost o binecuvântare, mă rămurăresc. Când a dus tata, mama la biserică, a avut dezlegare la tata. Știți? Într-o duminică dimineața, pe la 9:20, Filip, al meu, băiatul mijlociu, și cu Rafa, erau în cameră la bunic, la tati, la desene animate. Hai mă, plecați odată la biserică, tata. Hai mergeți la biserică odată, mergeți la biserică. Îi trimitea și el pe ei, foarte generos. Și la un moment dat a venit mami în cameră și a zis, zice, Filip, Rafa, hai că plecăm la biserică. Și acum Filip a zis,
Dar bunul zice, tu de ce nu vii la biserică? Bă, ia taștul din gură, treci la biserică o zi, tata. Nu spui tu mie ce să fac. Și Filip, în loc să fie dezarmat de răspunsul mai dur al lui tata, al lui bunic, s-a întors spre tati și a zis așa, dar bunul, tu zice, n-ai nevoie de Dumnezeu, numai noi? Bă, ia, du-te de ce? Și-au plecat la biserică. Și când s-au întors, la 12, nu exista muzica, era la maxim la ora 12, tot timpul când mami, asta e de ani de zile. Și mami când a intrat în curte s-a speriat, pentru că nu auzi muzică populară. Bă, ce e aici? S-a dus repede la tati să vadă unde camera era cu televizorul. Și l-a găsit pe tati, era la masă așezat, cu fața pe masă și plângea în lacrimi. Și a zis, Vasalie, zice așa, salintă, zice, bă, dar ce ai pățit? Ești ok? Băi, bine, te simți rău? Nu, zice, e ok, bine, e ok. După vă două ceasuri, zice, pe la cât e programul la biserică de seară? Mami, da, zice, las că cu pruncii, nu, zice, că vreau să vin și eu. Ce? Vreau să vin și eu la biserică de seară. Mama, Doamne, nu a putut să fie când a fost o seară de evanghelizare, când era un evanghelist sau de acum, cine, diaconul ăla, face mintea ei. Știți că nu crede că dacă vine, nu știu care. S-a dus mami cu tati la biserică, pentru prima dată tati din propria inițiativă. S-a dus la biserică și a predicat într-adevăr un frate care avea aceeași predică de 30 de ani. Oameni buni, a venit tati la biserică, a zis, mami, Doamne, nu a putut fi am o altă dată. Bun, marți, la mează. Zice tati către mami, zice, Floare, de seară, la cât o zis că e rugăciunea? La 7? Da. Vezi că vin și eu la rugăciune. Ok. Vineri, o zis, la cât e? La 7 programul. La 7. Vezi că vin și eu. Duminică la fel. Marța următoare la fel. Vineri următoare la fel. Duminica cealaltă la fel. Mă sună mami. Dorel, nu te grebi, vreau să spun ceva. Păi ce-o pățit ai că tu? Ce? Păi zice că 200 mă vin la program biserică, la toate programele biserică. Zic, mamă, eu sardelean pune rău în față. Nu, poate e numai așa, tu știi, foc de paie, lasă-ți vedem, ne rugăm. 3 săptămâni, 4 săptămâni, bă, zice, vine la biserică, nu știu, mă. Și mă sună tati, într-o zi, zice, Dorel, săptămâna asta, când treci pe acasă? Sunt 80 de kilometri la Oradea până în sat. State, vin, miercuri. Hai că vreau să vorbesc ceva serios cu tine. Mă duc acasă. Da, tati. A zis, bă, Dorel, ascultă-mă, zice, să nu care cumva să-ți iei de rusalii duminica dimineața ceva. Nu mă interesează, la tine la biserică pui pe altcineva, vezi că trebuie să vii pentru că eu mă botez de rusalii. Și am zis, ce faci? Mă botez. A vorbit cu pastorul, zice, acum la biserică, duminică, m-am înscris, zice, și eu mă botez. Bă, tati, stai, tu știi? Zice, uite-te în ochii mei. Bă, Dorel, când am zis eu, da, și-o fost nu, sau nu și-o fost da, tu mă, într-adevăr, ăsta a fost tata. Zice, ok, m-ai convins. Oameni buni, a venit pandemia. S-a închis tot. Știți, era perioada aia că... Zis, tati, nu mă interesează, zis la păstor, eu de Rusalii mă botez și dacă, nu știu, oriunde eu mă botez. Și am avut harul, dragii mei, să trez ziua, momentul, când l-am văzut pe propriul meu tată, am avut harul să-l botez. După 40 și ceva de ani de rugăciune, post necurmat, și strigă-te necurmat înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu promite ceva, Dumnezeu face. Glorie lui Dumnezeu. Sincer, nu m-aș fi așteptat vreodată. Dar știți care e paradoxul acum? Că tata, la fără 20 în biserică, o zi mai mă terorizează. Păi zice, mergeam și acum la și 5, dar acum la fără 20, eu deschid biserica, au zis. Eu zic, tati, hai că am de recuperat mulți ani de zile, hai la biserică, lasă tot. Păi, pentru că
Așa lucrează Dumnezeu. Știi pentru ce merită să trăiești? Merită să trăiești o viață întreagă cu speranță. Că Dumnezeu își împlinește promisiunile. Și nu ne împlinește, ascultați-mă, numai la, în cer. Dumnezeu are promisiuni și pentru pământul ăsta. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ne-a promis că le face și le va face pentru noi. Nu vi se pare absolut fascinant să trăiești cea mai mare experiență a vieții tale în amurgul vieții? Când, la 84 de ani, gândiți-vă, cea mai mare experiență pentru Ana are loc, știți când? La 84 de ani. Păi, Doamne, dacă la 30 de ani, dacă puteai lucra, dacă mă botezai cu Duhul Sfânt mai devreme, dacă nu știu ce, dacă îmi dădeai darul ăla, dacă îmi dădeai darul profeției, dacă, Doamne, aș fi făcut lucrarea atunci, auzi ce spune Dumnezeu, cea mai puternică experiență a vieții tale, poți să o trăiești în amurgul vieții tale. La 84 de ani, Ana, dragii mei, îl vede pe Iisus Hristos. La 70 și ceva de ani, Simeon îl ține în brațe pe Fiul lui Dumnezeu. După ani și ani și ani și ani de zile de așteptare. Să vezi cu ochii tăi, să-L vezi pe Mesia. Știți, acum sunt român încă o dată și sunt curios ca dumneavoastră. Dacă aș putea, scurt, închei acum, vă promit, închei. Dar facem, gândiți-vă puțin, hai să mergem puțin, toți de cei care suntem, hai să mergem într-o călătorie scurtă în timp. Să mergem acolo în templul ăla din Ierusalim. Hai să stăm puțin lângă Simeon și uitați-vă la scena aia. Suntem martori prin Scriptură. Îmi imaginez scena în care Simeon îl ține în brațe pentru câteva momente. Că nu a ținut un ceas. Poate 2, 4, 5 minute. În brațe și se uită în ochii lui Iisus. Știți ce l-aș întreba eu pe Simeon? Eu ăsta din 2023. Pe Simeon. S-a meritat? S-a meritat? S-a meritat să vii la biserică atâția ani de zile? S-a meritat să te rogi? S-a meritat să postești? S-a meritat să te sacrifici? Puteai să faci atâția bani în altă parte? Puteai să... Și ai stat pentru ce? Ți-ai împlinit chem? Simeon, eu te întreb ceva. S-a meritat? Știți de unde știu că s-a meritat? Auziți ce spune Simeon după? Prima rugăciune lui Simeon după ce l-a văzut pe Iisus. Doamne, mai dăm 10 ani să-mi văd nepoțe să crească. Doamne, dacă mă mai țin că 5 ani de zile vreau să mă duc să... Și ce a zis? Prima rugăciune lui Simeon după ce l-a văzut pe Iisus, după ce s-a împlinit prorocia, profeția, slobode și ce vrea să spună? Du-mă de aici. Du-mă. Eu vreau să plec. Iisuse, gata. Hai, s-a terminat. A fost perioada de pandemie și a trebuit să mă duc să mă rup pentru oameni cu saturație de oxigen pe acolo, știți, cu probleme. Frate, rogă-te să mai dea Domnul 3 zile, dacă... Rogă-te să mai dea Domnul încă un an. În fața morții cerșim secunde. Și mă uit la Simeon și ce spune? Gata, enough is enough. Doamne, du-mă acasă. Știți de ce? Păi dacă un minut, dacă două minute în prezența lui Iisus sunt așa de copleșită, păi nu vreau frânturi, vreau veșnicie, vreau un cer, eu vreau să trăiesc cu El, pentru că am trăit pentru El o viață întreagă. Pentru ce merită să trăiești? În sfințire o viață întreagă, în slujire o viață întreagă, cu speranță o viață întreagă. Pentru asta merită să trăiești. Și dacă pentru asta nu merită să trăiești, nu știu pentru altceva ce mai poți trăi. Hai să ridicăm picioare și să ne rugăm. Spui, Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine. Vreau să fiu, Doamne, dacă mă ții până la 84 de ani, vreau să fiu ca Ana. Nu vreau să mă plâng de noră la 84 de ani și de nepoți, ci vreau să mă bucur de slujire, Doamne. Vreau să fiu ca Simeon, care să nu mă aștepte de la guvern, de la femei, de la Banca Mondială, viață mai bună și puncte de, la cuponul de pensie în plus. Și ce vreau? Vreau să trăiesc cu așteptări mari, pentru că am un Dumnezeu mare, pentru că iubesc pe Iisus, pentru că respir pentru Iisus, pentru că trăiesc pentru Iisus. Hai să ne rugăm Domnului.